tuturor și bine v-am găsit, fraților, la o nouă serie pe canal Băieții Fete. Da, fraților, vreau astăzi să vi-l prezint pe Andrei Barosanu. Deci, fraților, o să începem o serie nouă de 5M. Dar înainte ca acest episod să înceapă, v-aș ruga pe fiecare în parte să apăsați neapărat pe butonașul de like dacă vreți ca această serie să continue. Vreau să vă amintesc că să vă abonați dacă sunteți noi pe canal și vreți să vedeți videoclipuri în continuare de la mine, băieți și fete. Astăzi ne aflăm pe serverul Underground România. M-am reapucat de 5M de ceva timp, fraților, și am zis că este momentul să fac și o serie pe acest canal de 5M neapărat, băieți și fete. Și da, am zis să-mi numesc caracterul Andrei Barosanu. De început o să vă prezint și eu ce am făcut pe server până una alta și cam cum stă treaba pe server. După aceea o să începem din videoclipurile următoare, o să începem să facem tot felul de, cum să vă zic eu, tot felul de din astea, roleplay-uri, fraților. Dar da, vreau să văd acolo multe like-uri și multă susținere din partea voastră dacă vreți ca această serie să continue. O să facem și pe live-uri, fraților, o să ne jucăm și cu abonații, poate facem și de un clan, fraților, cine știe ce, un clan din ăsta. Deci da, asta este prima mea mașină mai scumpă, este un Brabus, nu știu ce, dar nu prea contează, băieți și fete. Hai să ne punem noi centura și să mergem noi până la garaj, radio-l avem off, să nu cumva să ne luăm copyright. Bun, hai să mergem noi până la garajul de la showroom. Sper că o să mi se miște bine, pentru că sunt ceva player pe aici, pe la CNN, și da, sper să n-am probleme cu, cum îi spune, cu frame-urile. Bun, aici este este safe zone și avem slow zone. Da, fraților, vreau să vă reamintesc că diseară, după ce termină same live-ul pe la 9 și ceva, o să fim și noi live, fraților, o să începem și o serie nouă de Minecraft. Intrăm în forță, fraților, intrăm în pâine, cum s-ar spune. Nu știu exact unde o să fac live-urile încă, dacă o să le fac pe canalul acesta sau pe canalul Lase Plays, dar asta o să vedeți voi pe viitor. Îmi pare rău că facecam-ul este sus și nu puteți să vedeți câți bani am, dar vă zic, eu am 1166 de dolari la mine și 45.000 de dolari în bancă. Ăsta nu este un server hard roleplay, este un server medium roleplay. Ideea este că eu m-am jucat câteva luni, fraților, pe un server hard roleplay, dacă mai știți voi. Cred că am făcut și un episod, parchează. Ok, hai să vă arăt și cea de-a doua mea mașină. Dar încă sunt la început pe server, o să vă arăt că sunt drug dealer. Unde este, bă, unde e garajul, mă? Stați puțin, să mă duc eu puțin mai încoa. Și să venim noi aici, la garaj. Hai că mai găsesc, a, uite aici. A, aici era. Deținute, mai am și un Volkswagen Polo, adică un Golf 3, frate. Bă, un Golf 3, bă, m-a ajutat Golful ăsta să-mi fac treaba, să fac tot felul de nebuneli. Mi-am crescut și inventarul la 60 de kilograme. Da, ca să înțelegeți, m-a jucat ceva, fraților, am făcut 20 de ore în câteva zile. Chiar mi era dor de o serie de 5M la mine pe canal. N-am făcut atât de multe episoade pe vechile serii. Ok, hai să luăm noi Brabusul nostru și să închidem noi ăsta și să punem noi centura. Până un alta trebuie să merg eu să bag niște benzină, să fac full la mașină și după aceea vă duc puțin până la locul de plantat droguri, băieți, pentru că am jobul de drug dealer, dacă mă înțelegeți. Un alta am primit aici o notificare, dar nu este nicio problemă. Deci da, fraților, dacă văd că multă susținere din partea voastră, o să continue seria asta. Chiar îmi place foarte, foarte mult ce face băiatul ăsta pe aici. Doamne, doamne, doamne. Da, acum strâng bani să-mi iau și eu o mașină mai șmecher, am pus-o și pe asta la vânzare. M-am apucat cu niște prieteni de acest server, o să vedeți episoade cu ei la mine pe canal, băieți și fete, bă, mi se mișcă bine. Mai face 5M-ul, opa, poliția, doamne, 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 doamne. Sper că nu vine după mine, deci tocmai ce-am claxonat poliția. Andrei Barosanu e cam nebun. Sper să nu-i uit eu numele lui Andrei Barosanu și să nu-i schimb eu toate chestiile astea. Dar o să și între el. Ia uitați aici, i-am luat easy-uri la băiat, Louis Vuitton, Adidas, toate nebunele, băieți și fete. Ok, hai să băgăm noi niște benzină. Și da, vreau să scap și eu de mașina asta cât mai repede. Am pus-o la vânzare la 105.000. Sper că o ia cineva, dacă nu o să o pun la 90.000 și pierd eu 10.000 la această mașină, pentru că am luat-o cu, cât am luat-o? Cu 100.000? Da, cu 100.000. Deci pierd și eu câțiva bănuți, dar nu este nicio problemă. Mănâncă, frate, și trebuie să bagi benzină sau motorină sau ce o mânca aia. Trebuie să bagi maxim în ea. Uite, 300 de dolari și e doar 63%. Dar ce să facem, băieți și fete, asta este viața.
Da, jos în descriere o să vă las acolo și serverul și o să vă las linkul și de la episodul lui Răzvan, un prieten al meu. Mergeți acolo, arătați și lui puțină susținere, Doamne ajută, și nu uitați, fraților, cel mai important lucru, că diseară o să fim live, fraților. Diseară o să fim live. Ok, hai să facem noi plinul. Mamă, mă rupe, fraților, și nu stau bine cu banii în momentul de față, trebuie să mă duc să mai fac eu rost de niște semințe, pentru că nu pot să cumpăr încă semințe de marihuana, pentru că nu am level, fraților. Opa. Ok, asta este off. Și să vă duc eu, uite, aici sus pe hartă, să dăm așa o tură mică. Stai să văd pe unde m-a băgat, frate. Nu, hai că vă duc, stai, am vrut să vă duc prima dată la ciuperci, dar o să vă duc doar la marihuana, la cânepă sau cum vreți voi să-i spunem, fraților. Hai că pentru episod nu ne interesează nici de amendă, nici de nimic, îi dăm cu 200 prin oraș, băieți și fete. Să sperăm doar că nu facem un accident. Este un server foarte mare din România, seara sunt vreo 300 de player pe el, deci vă aștept și pe voi pe server, fraților. Și nu este un parteneriat sau o promovare plătită, dar da, pur și simplu este server pe care mă joc eu și îmi place foarte, foarte mult. De ce să nu fac un videoclip dacă îmi place? Olio, ce era cu stâlpul ăla? Da. Și sper să facem o grămadă de chestii, fraților, și o să facem multe, multe episoade interesante. Am stat ceva să mă gândesc dacă să filmez episodul ăsta. Bă, se mișcă în lag sau mi se pare mie? Bă, nu știu, am 50 de frame-uri. Da. Parcă puțin pe filmare se mișcă puțin în lag. Dacă este poliția la vamă, am cam belit-o pe română, fraților, pentru că nu am carnet, iau uite-l și pe băiatul cu X5-ul. Sau X6, ce era și e poliția la vamă, nu? Oh my god, băieți, s-a terminat. Ok, hai să facem puțin roleplay pe episod. Bună dimineața! Bună ziua! Agentul principal Andrei Turbină, aș dori și eu un buletin și comisie. Desigur. Mamă, n-am permis, băieți. Stați că nu cred că l-am la mine. Trag aici pe dreapta. Poftiți, ce a spus? Știți că nu aveți voice circulați fără permis. Nu am avut cu cine să dau testul, că sunt nou în oraș. Pot să trag aici pe dreapta să vorbim? Da. Ok, fraților, nu știu cum scăpăm noi de chestia asta, dar... Nu mă puteți ierta de data asta și o să dau eu permisul și o să-l iau. Da, nu, vă lăsați treceți. Îți spun treceți. Ok, vă mulțumesc. La revedere. Ok, nu m-au lăsat băieții să trec. Bună ziua. Ok, trebuie să mă duc neapărat să-mi iau carnetul, fraților, pentru că circul fără carnet, efectiv. Pentru că n-am avut cu cine să-mi dau testul. Bă, se mișcă în lag sau mi se pare mie? Nu știu, fraților, o să rezolv chestia asta, pentru că eu în momentul de față filmez pe window capture, nu filmez pe game capture, pentru că efectiv nu m-a lăsat. Dar, da, și cred că o să vă arăt eu un episodul viitor, fraților, locația de droguri și așa mai departe. Aoleo, uite că mă apare și când intră cineva. Jesus, trebuie să rezolv neapărat chestia asta, fraților. Trebuie să o rezolv neapărat. Să văd care treaba. Trece poliția și viața reală. Deci, da, am vrut să fac videoclipul ăsta ca o introducere a acestei serii. Bă, dar de ce se mișcă puțin în lag, frate? Nu știu. O să rezolvăm, fraților. Vă promit că o să rezolvăm. O să rezolvăm toate treburile. Hai să mă bag și eu pe undeva pe aici ca să pot să stau și eu să închei episodul. Dacă merg cu viteză mare,
Nu știu, nu știu. O să rezolvăm toate problemele, fraților, stați ca să mă dau jos și din mașină, adică o să încheie episodul aici. Dacă vreți ca această serie să continue, fraților, în continuare, dați acolo pe butonajul de like, abonați-vă și nu uitați că diseară de la ora 9, 9 și ceva ne vedem pe live, fraților. O să începem și o serie nouă de Minecraft. Până data viitoare, eu am fost Astea, nu uitați de like, toate cele bune, baftă lume, pa, pa!